Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, vă anunț astăzi că ultima moștenire politică a domnului Ion Iliescu tocmai a fost pulberată. Zicerea sa, sărac și cinstit, care a marcat 30 de ani de administrație publică românească, a fost pulberată ieri în Senatul nostru, când senatorul Virgil Guran ne-a anunțat că demnitarii acestei țări trebuie să fie bogați și cinstiți. Iar acesta a fost argumentul cel mai apăsat pentru a justifica o mărire de salarii pentru demnitarii și primarii acestei țări. Așa o fi, poate România trece într-o nouă etapă a dezvoltării sale. Dar întrebarea care se pune astăzi este dacă trebuie să fii bogat, nu vorbesc de cinstit, din salariul de la stat. De fapt, prietenii, asta naște o întrebare și mai mare. Cât și cum poate plăti această țară pe cei aflați în funcția publică? Dar să enumerăm câteva fapte. Așadar, ieri Senatul României a votat ridicarea unei plafonări a veniturilor demnitarilor și primarilor. E o plafonare care funcționa din 2019 și la fel se aplică unora sau unora dintre bugetare o astfel de plafonare. Adică de ceva vreme statul a găsit mecanisme ca veniturile cele mai mari de la stat, de la buget, să nu crească la nesfârșit. Mulți bugetari cu salarii cu valoare maximă a grilei trec prin această situație. Unul dintre motivele invocate la mărirea de ieri este majorarea salariului minim. Știți că acesta este un indicator care împinge în sus toate salariile de la stat. Când se mărește el, se mărește și la cei care au bani mai mulți. Cu câteva ore înainte de a-și vota mărirea de salarii, CCR a admis o sesizare a USR-ului care spunea că Parlamentul nu poate să-și mărească veniturile prin lege de o asemenea manieră. Semnalul judecătorilor a fost ignorat de către clasa politică. PNL, PSD și UDMR, cu largă majoritate, au votat fără probleme aceste amendamente. Firesc, ele vor merge la Camera Deputaților, PSD dă acum înapoi, zice că va corecta, dar, practic, vom trăi și vom vedea. În luna august, guvernul aprobase și o mărire a salariilor bugetarilor, cam cu 150 de lei. L-am întrebat atunci pe domnul Budăi ce justificare exista la treaba asta și a dat un răspuns corect. A zis așa, domnule, criza financiară nu se decontează de către populație. De acord, dar astăzi vedem că sunt două feluri de populație. Una poate prospera prin lege, căci își dau singur lege, alta căutându-și alte și alte locuri de muncă. Dar, de fapt, cât de mult și cum poate plăti țara asta pe cei care o administrează? Ne trebuie salarii mai mari ca să muncească mai bine și mai cu spor? Să-i ferim de corupție? Cum o fi mai bine? Poate o fi bine sărac și cinstit. Sau poate o fi și mai bine bogat și cinstit. Vă chem la dezbatere. 0372069599. Cum primiți mărirea asta de salarii la demnitari? Era necesară, cum spun ei, pentru a acoperi rata inflației? Trebuie să aibă România de acum înainte, totuși e 2022, trebuie să aibă demnitari bogați și cinstiți, fie ei și din salariul de la stat? 0372069599, suntem și pe Facebook, dezbaterea noastră pornește chiar acum. Marin, salutare, bine ai venit la noi! Bună ziua! Încerc de foarte mult timp să intru în direct cu dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că am reușit. Cu privire la faptul că demnitarii trebuie să fie bogați și cinstiți. Eu consider că bogați oarecum sunt deja. Nu știu, n-am auzit pe niciun om politic sau care să fie sărac, în adevăratul sens al cuvântului. Nu vorbim aici de de un venit care să-ți asigure traiul. Care să zici că este ok. Vorbim de bogăție, de ceva ce depășește nivelul normal de trai. La adică e peste medie. Peste medie. Vrei să spui așa, că cu siguranță demnitarul român e mai bogat, nu la modul absolut, că nu mă gândesc că toți au palate și castele, dar față de media cetățenilor acestei țări e deja bogat. Cu siguranță. Și vedeți de-a voastră, media aici iar este o problemă. Media salariului și media cetățenilor se face, bănesc,
bănuiesc, aritmetic. Sunt salarii care sunt extraordinar de mari și automat ridică această medie surprinzător. Adică vorbim de o medie, nu știu, nici nu știu exact cât este acum. E undeva în jur de 4.000, dacă nu mă înșel, sau... La buget? Nu, mă refer în general, pentru că totuși salariul suntem mediu, cetățeni și bugetarii. Salariul mediu în România cred că a venit pe undeva pe la 3.000 de lei în momentul acesta. Poate chiar un pic vorbim mai de net. Da, da, da. Da. Eu vă garantez că cred că sunt 60-70% care lucrează sub acest salariu. Păi sigur, majoritatea lucrează sub acest salariu. Marea masă a populației, cred că am pe undeva pe aici un calcul, lucrează sub 3.000. Cei mai mulți dintre români aici sunt. Da, și adică nu mi se pare normal să cerem măriri salariale când deja nu, acești demnitari sau, mă rog, la nivelul acela au salariile de... Hai nu zic știu, eu aici. Vorbim de peste 10 ori. Îți spun salariul, aici. Hai să vedem, zice așa. Iulian Bulai de la USR zice asta. Un parlamentar primește mână la sfârșitul lunii 10.500 de lei. Cei care sunt în biroul permanent sau conduc comisii parlamentare permanente mai primesc în plus 1.000 de lei, funcție de suma de bază. La salariul net de bază de 10.500 se adaugă o sumă forfetară pentru ședere în București, care e 260 de lei pe zi pentru zilele de lucru în Parlament. Apoi se mai adaugă o forfetară pentru cazarea în București dacă nu ai o proprietate aici. Dacă nu ești proprietarul unei locuințe, casă, apartament, primești 4.400 de lei pentru chirie. La acestea se adaugă o sumă forfetară pentru deplasarea lunară în circunscripția electorală de 1.400 de lei. Și pentru cabinetul parlamentar, 2.500 de lei. Așadar, circa 46.200 de lei pe lună. Da. Ce ar putea să mai adaug? Adică, ei cu siguranță ar putea să mai adauge, dar... Nu știu, din punct de vedere, eu sunt un fericit, mă declar un fericit. Eu lucrez în domeniul privat, nu sunt antreprenor, lucrez ca angajat, am un salariu relativ ok, de 3.800 de lei în mână, adică mă declar un mulțumit. Dar, vă repet, marea populație lucrează sub niște salarii, pe niște salarii infime. 70%. 70% dintre contractele de muncă încheiate în România le asigură salariaților un venit net de până la 3.000 de lei sau aproximativ de 5.000 de lei brut. 70%. Bine, posibil ca procentajul acesta să se schimbe o leacă dacă ținem cont și de venitul care se dă la negru, pentru că trebuie să le zicem lucrurilor pe nume. Sunt foarte mulți care dau în completare, ca să zic așa, la salariu, ceea ce oricum din nou nu este normal. E altă discuție. Da, să revenim la subiect. Partea cu cinstea, din nou, este o... Eu cred că sunt foarte puțini cei care au, într-adevăr, cinste. Eu zice că la banii ăștia poți fi cinstit. Adică, sincer, dacă iei 2.500-3.000 de euro... Ai putea să fii cinstit. Dar, cred... Eu pun mâna în foc că mulți dintre ei nici nu vor necazuri la banii ăștia. Dacă tu într-o lună ai ridicat 3-4.000 de euro... cred că ești o viață liniștită în România, din punctul meu de vedere. Din rândul lor? Din rândul lor, da. Îți mulțumesc tare mult pentru acest mesaj. Problema lor e în felul următor, că ei din acești bani ridică, după cum ați văzut, 10.000 și ceva. Restul mai sunt, cum s-ar zice pe românește, combinații pe care le fac. Însă, în Italia, deputații italieni au o indemnizație brută de 11.700 de euro, un parlamentar britanic câștigă și el 7.920 de euro, 6.827 de lire, un deputat francez câștigă în jur de 7.000 de euro lunar. Și zice domnul ministru din partea PNL, Boloș, zice, domnule, eu când mă duc la reuniuni internaționale, păi eu am salariu de 2.500 și colegii au 15.000 de euro. Ce zici, Laurent? Da, poate colegii lor europeni poate chiar muncesc și pun osul la muncă și chiar fac treabă bună, pentru că țările europene mai dezvoltate au o creștere economică reală, vizibilă, mai bună,
Marea Britanie, român plecat în Marea Britanie, spune că, deși economia nu e perfectă, dar funcționează. Instituțiile, poate nu e totul perfect, dar funcționează. La noi, în România, salariul minim pe economie este în jur de 1500 de lei net. Cum poate trăi o familie cu doi copii? Eu am unul de 4 și unul de 6 ani. Cum pot trăi dacă aș câștiga salariul minim pe economie? Cum aș putea să plătesc toate, plus că vine iarna, vine toate cheltuielile pe energie crescute, inflația a împins prețurile în sus, 15% statistică, realitate 20% sau peste, creditele s-au majorat. Cum aș putea românul care muncește, milioane de români muncesc 8 ore, 10 ore, în cazul meu eu muncesc mai mult, uneori și 20 de ore dacă trebuie, ca să pot să duc bani acasă, să-mi întrețin familia. Mie nu-mi crește nimeni salariul din pix, ci dacă vreau să câștig mai bine, trebuie să muncesc mai mult, mai multe ore, mai bine, calitativ mai bine. Și cum propui să echitatea? Cum propui să-i plătim pe oamenii ăștia? Munca trebuie măsurată, iar pe baza randamentului care îl dai și pe baza puterii. Dacă ai putere financiară, atunci da. Trebuie să găsim un mecanism ca țară. Noi trebuie să găsim un mecanism ca țară. Stai că tocmai îmi scria cineva aici. Știți că avem un număr de WhatsApp. 0728-3132. Cineva spunea aici, domnule, să lege de salariu mediu pe economie. De exemplu, să aibă demnitare de 5 ori salariu mediu din țară. Poate atunci s-ar lupta și pentru plătitorii de taxe și impozite. Ia că e un reper. Multe dintre salariile bugetarilor sunt legate de salariu minim, să știi. Și e un reper acolo. Când crește ăla, crește și alea. Dar un mecanism trebuie să avem, nu? Adică unde e situat pe scara valorică față de aceste repere? Salariu minim? Salariu mediu? Recent, săptămâna trecută, sau puțin a trecut, când a apărut informația în spațiu public că parlamentarii, partidele parlamentare cer mai mulți bani la rectificarea de buget pentru activitatea lor parlamentară, că au cheltuieli mai mari. Da? Deci, pe o parte, partidele politice parlamentare vor mai mulți bani. Pe cealaltă parte, parlamentarii, fiecare în parte, vor mai mulți bani. Eu înțeleg că trebuie găsit un mecanism, dar nu trebuie găsit un mecanism doar pentru ăia care deja câștigă foarte bine sau câștigă mult peste mediu. Ce se întâmplă cu oamenii ăia, milioane de români care muncesc, care țin mai bine sau mai rău, țin economia în picioare? Ce se întâmplă cu ei? Ce se întâmplă cu pensionarii care au contribuit? Mama mea a contribuit 40 de ani sau aproape 40 de ani și are o pensie de 7-800 de lei, dacă nu mă înșel, atâta era ultima dată când am întrebat, care nu a fost de mult. Elena, cum poate trăi un pensionar cu atâta de puțin? Știți cum poate trăi? Mănâncă mai prost, se îngrijește mai puțin. Normal că nu cumpără românul carte, pentru că a devenit un lux să cumpere o carte în condițiile astea. Da, vreau să știi că ei... A devenit un lux să mergi la dentist. Asta... A devenit un lux pentru oamenii ăștia să meargă la un dentist, care este o normalitate. Aici va trebui să purtăm o dezbatere separată. Stai o secundă să zic ceva, că prin aceste amendamente avem aprobate niște măriri, uite că le-am rătăcit pe aici prin foi, dar sunt aprobate niște măriri care pot să ajungă și la 2000 de lei, dacă nu mă înșel, da? Deci, la aproape 2000 de lei. Și ne scrie o doamnă, Elena Tudose, pe Facebook, când pensia medie este de 1700 de lei, iar guvernul nu are fonduri pentru ei, nici ca să le mărească cu creșterea inflației, mărirea indemnizațiilor politicienilor, este o nerușinare crasă. Ce zici de chestiunea asta? Pe propria piele pot să spun că una dintre activitățile care am avut în ultimii 20 de ani, pandemia, mai exact o școală de dans, pandemia mi-a închis-o, mi-a băgat-o în faliment după ce au fost o serie de măsuri prost făcute pentru cei care lucrează cu timp parțial și cu alte măsuri care s-au luat. Da?
ANAF-ul n-a făcut altceva decât a pus presiune constant pe noi, pe mine și pe alții ca și mine, ca să trimită firma în faliment, ca ulterior să se îndrepte către administrator ca să facă rost de bani. Normal că au crescut încasările din partea ANAF-ului la buget, pentru că a pus o presiune incredibilă pe fiecare în parte, chiar dacă nu i-a întrebat dacă au cu ce să trăiască, nu i-a întrebat dacă pot să supraviețuiască până la următorul venit, la următorul salariu, luna următoare. Nu i-a întrebat. Joc pe ei, biciu pe fiecare dintre ei. Când o să punem biciu pe parlamentari care nu fac altceva decât stau acolo în luxul lor și ideologic, în casa de sume mari, fac tot fel de învârteli și combinații? N-aș zice așa, n-aș vorbi chiar așa despre Parlamentul României. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. N-aș vorbi chiar așa despre Parlamentul României. Adică, bun, înțeleg că e un pic de lux, că e ieftin la cantină, că sunt niște scaune comode, dar nu, cum să zic, nu aruncați sau nu marginalizați munca intelectuală. Sunt și oameni onești, sunt oameni care înțeleg fenomene, sunt legi bune în țara asta, unele dintre ele. Nu merge dezbaterea asta așa în toate părțile populiste. Dom'le, aia sunt niște nemernici, cu totul ne-am săturat de ei, nu fac nimic, toată ziua stau și eu. E mult prea simplu pentru o țară care totuși a ajuns în 2022. Aș vrea să-l ascultăm însă pe domnul senator Virgil Guran, să-i judecăm un pic spusele. În 90 l-am auzit pe domnul Iliescu spunând să fim săraci și cinstiți. Eu cred că trebuie să începem să învățăm altceva, să devenim bogați și cinstiți și este mai bine. Da, aveți dumneavoastră dreptate dintr-un punct de vedere. Mai bine să fii bogat decât sărac. Da. Și e bine să fii tot timpul cinstit. Problema este însă în altă parte. Nu poți să le spui oamenilor că vii la stat să muncești sau că ești ales ca să fii bogat. Înțelegeți cum stă situația asta? Nu te îmbogățești dintr-un salariu la stat. Trebuie să trăiești decent. Ori voi v-ați pus în fruntea piramidei, despre asta este vorba. Din ce în ce mai sus, chiar și peste multe profesii liberale sau private din România, unde oamenii chiar aduc o valoare adăugată financiară spectaculoasă. Suzana, salutare, bine ai venit la noi. Bună ziua și vreau să vă spun în primul rând că vă admir foarte mult pentru faptul că puneți mereu problema și nu aveți frică să ziceți anumite chestii care nu toată lumea și le permite. Eu aș vrea să pun problema așa. De ce în România copiii sunt uitați, pur și simplu uitați? Adică ei mereu se compară și am auzit mai multe, se compară cu Uniunea Europeană. Eu aș dori să comparăm alocațiile copiilor cu alocațiile din Uniunea Europeană. Deci, copiii au avut o mărire în 1 ianuarie 2022 de frumusețea de 20 ceva de lei. Eu aș dori să-i întreb pe demnitarii noștri cum cred ei că au ajutat copiii și de ce se mai miră că România scade natalitatea, scade foarte brusc și se vede clar pentru faptul că ei, nu știu, să țină cont că domnul Iohannis nu are copii și nu știe ce înseamnă să ai, cum zicea domnul, doi copii crescut. Ce vorbă e asta? Adică credeți că un om care nu are copii nu are capacitatea de a judeca și de a înțelege niște fapte? Da. Vă înșelați. Vă înșelați foarte profund. Sunt oameni, cum puteți să-i judecați după dramele personale ale fiecăruia sau fericirile personale, că nu știm ce e acolo. Dar eu vă judec pe dumneavoastră acum, pe ce spuneți dumneavoastră, ia un aspect din viața dumneavoastră care nu e împlinit și vreți să vă judec cu el? Nu. Deci, păi nu, păi atunci, deci, uite... Alocațiile sunt uitate și pur și simplu copiii sunt uitați în țara asta. Nu au niciun sens. De ce nu se compară cu Uniunea Europeană și alocațiile? Se compară doar salariile, doar pensiile, doar... De ce de copii toată lumea uită? Și de pensionari, puteți să spuneți la fel. Dar nu știu dacă abordarea asta ne ajută cu ceva în discuția asta. Deci, sincer, nu știu dacă ne ajută să spunem că și la ăia e rău sau pentru ceilalți nu s-au gândit. Astăzi avem o problemă în față. Iar problema pe care v-am pus-o eu în față este până unde și cât îi plătești pe acești oameni care au funcție publică. Exact, Uite, vă zic aici, legea asta, de exemplu, mărește salariile primarilor și viceprimarilor, da? Le mărește pentru că în ultimii 4 ani nu au fost mărite deloc.
e bine să se mărească sau nu e bine să se mărească? Că sunt niște oameni eu cărora nu... Nu-i bine, nu-i bine. Eu pot să înțeleg că ei au școală și sunt foarte mereu, trebuie să-și voteze o chestie pentru ei. Deci nu e ok așa ceva. Adică ei se gândesc doar la ei. Păi asta se și pune problema, că v-am auzit în emisiune, că ei compară, de ce nu compară și alte chestii cu Uniunea Europeană, numai când în interesul lor, despre asta e vorba, când în interesul lor, e foarte ușor să compar că în Marea Britanie salariul de... De ce nu compară și pensia sau și alocațiile copiilor cu Uniunea Europeană? E o bună întrebare. O să o adresăm domnului Boloș când ne întâlnim cu el. Mulțumesc tare mult, Suzana. În Danemarca, zice cineva pe WhatsApp, indemnizația unui membru al Parlamentului se raportează la venitul mediu și este dublul acestuia, atingând aproape 8.000 de euro. În perioada pandemiei, spre exemplu, când venitul mediu a scăzut, a scăzut și indemnizația membrilor Parlamentului, al instanțelor de la Copenhaga, zice asta. Altcineva zice, domnule, parlamentarii și senatorii ar trebui să fie neplătiți. Vrei să fii cineva să ajuți țara? Fă-o benevol. Nu știu dacă merge așa. Eu cred că avem de construit un corp puternic al funcționarilor publici și al aleșilor publici. Oameni care să ne poată reprezenta cu decență, nu? Să fie la jumatea societății sau, hai, poate un pic mai sus. Ce zice Elena? Salutare! Bună ziua! Nu vreau să vorbesc prea mult decât ce m-ar interesa pe mine și ce întrebare ar vrea să le pun parlamentarilor care văd că singuri își votează la orice oră vor. M-ar interesa să ne să comunice și nouă la toată lumea care avem câte o problemă de genul care o am eu, de exemplu, când se hotărăsc să aprobi și legea prin care se acordă o indemnizație tinerilor care au împlinit 18 ani și care urmează totuși și vor să facă ceva, o facultate. Pentru că ne trimite de colo-colo și încă deocamdată nu știm nimic, iar de luni se începe facultatea. Ce fel de indemnizație? Adică altceva decât bursă sau ce fel de indemnizație? Deci copiii care au împlinit anul trecut, începând cu luna octombrie, 18 ani, nu mi s-a mai dat voie să lucrăm ca asistent maternal, să putem să-i ajutăm. Li s-a dat o indemnizație de 600 de lei, pe care, deci, eu n-am putut să refuz să renunț la copilul care l-am avut, fiindcă... Am înțeles, s-a rămas în familie copilul pe care l-ați avut în plasament? Mi s-a dat 600 de lei, okay. Iar eu... Și nu-s perioada plătite. Asta, făcând pregătire cu copilul, aproape 2 ani de zile, un an și ceva, nu chiar 2 ani. Și indemnizația acum, nu a fost plătită? Asta încercați să-mi spuneți? Nu, că n-a fost plătită. Deci 600 de lei, vă închipuiți cât este. Iar nimic. Noi, din pensia noastră, a trebuit să o pregătim pentru facultate, fiindcă își dorea foarte mult, de când era ea mică, medicină. Și au reușit la medicină. Iar acum de luni începe facultatea, iar noi suntem într-o situație în care nu știu de unde să mai scot niște bani să pot să o duc la facultate. Da, mie... Spune să cheltuim, de exemplu, eu să cheltui niște bani și să duc facturi, să-mi deconteze. Dar nu ne întreabă nimeni, domnule, dumneavoastră aveți bani ăștia să puteți să o ajutați, pentru că din luna iunie, de când au terminat liceul, deci până în, când aduc adeverința că vezi, doamne, student, nu i s-a mai dat absolut nimic. O să i se dea atunci din urmă. Dar oare vara asta, care a fost atâtea luni de zile și care copilul, într-adevăr, a învățat foarte bine, noi am susținut-o, am trimis-o și noi în câteva zile într-o vacanță, ne-a întrebat cineva vreodată dacă noi avem de unde să dăm sau nu, noi ne-am lăsat pe noi pentru ea. Ceea ce face orice părinte. Vă înțeleg și vă apreciez sacrificiul și e foarte important că ați luat un copil care a fost lăsat și l-ați crescut și l-ați adus până la vârsta asta. Vă înțeleg și vă apreciez foarte tare și îmi dau seama care e problema. Noi ne cunoaștem oricum, ne-am văzut undeva. Ne-am văzut noi, da. În altă împrejurare. Bine, dacă ne cunoaștem. Suntem din același județ. Chiar din...
apreciez tare mult ce ați făcut. Îmi pare rău că aici, mulțumesc tare mult, Elena, îmi pare rău că aici, pe loc, în emisiunea asta, nu vă pot ajuta eu de vreun fel, dar e un subiect interesant și pentru colegii noștri de la știri. Deci e o perioadă în care aceste indemnizații pentru copiii ieșiți din plasament maternal nu se mai plătesc până când intră la facultate, probabil. Aici, statul român are mult de lucrat și sunt o sumedenie de probleme. Din păcate, noi ca societate astăzi ne irosim resursele într-un acces de furie, că asta e, la adresa stimaților noștri parlamentari, care au luat-o pe cărări greșite, adică într-un moment cu totul și cu totul nepotrivit. Când ai 10.000 de lei în buzunar, când ai 10.000 de lei în buzunar, încă te descurci în țara asta, adică te descurci bine. Fiți cu băgare de seamă și cu atenție la oamenii ăștia. Nu puteți să treceți cu trenul peste o țară întreagă și să spuneți, bă, da, asta e că merităm, că suntem săraci în comparație cu alții. Uitați-vă întâi la țara voastră. Inegalitatea e o problemă profundă în această țară. Nu puteți să vă uitați așa în ochii oamenilor. Cu ce drept și cât bun simț? Stimați, domni de la UDMR, că dumneavoastră ați despus chestiunea asta. Avem un mesaj audio cu soluție, înțeleg. Ia, hai să-l auzim. Salutări, Cătălin, salutări tuturor. Nu cred că este posibil așa ceva, dar poate dacă am lega creșterea salarială a parlamentarilor, mă rog, a tuturor politicienilor din România care primesc bani de la stat, dacă am lega-o de salariu minim sau salariu mediu care există la privat, doar la privat, poate că atunci ar fi lucrurile mult mai reale, ar reflecta mult mai bine realitatea din societate. Până atunci, e clar, nu cred că se poate așa ceva, că ar fi un gen de discriminare care nu ar fi sigur, ar fi posibil, dar să zicem ipotetic, dacă ar putea lega de așa ceva, poate că ar fi cel mai bine și atunci ar fi o echitate mult mai mare, pentru că ar avea și interes mai mare să regleze un pic mai bine salarii și de la privat. Și poate că atunci ar fi altfel, cu adevărat, lucrurile nu trebuie. România în direct la Europa FM. Ilie, salutare, bine ai venit la noi. Salutare, Cătălin. Mă auzi? Te ascult. Da. Am multe de spus, dar sper să le concentrez cumva. Mai întâi am o vârstă, am trecut prin toate etapele și cu Ceaușescu și cu PCR-ul și cu toate alea și cu democrația de astăzi. Am fost un idealist și am înțeles că prin democrație, eu personal, probabil că foarte mulți au fost idealiști și am crezut că dacă am dus-o relativ greu pe vremea lui Ceaușescu, vom duce superb în democrație, că băi, o să fie lapte și miere. Ok, democrația însemna mai multe partide, parlament, nu știu ce, alegeri și iată toate alea. Foarte repede mi-am dat seama că este o cacealma, este cea mai mare minciună din, la nivel de România, dacă în altă parte democrația funcționează cum trebuie, nu știu, păi, poate și acolo mai sunt... Cred că ești într-o confuzie, că democrația nu e bancomat. Democrația, în democrație nu bagi voturi și curge prosperitate. Păi, dacă mă lași un minut să spun ideea, este că în democrație se fac alegeri, nu mai e un singur partid, nu mai e acel comunist dictator și lumea va putea să prospere, punând cu osul la muncă, cu toții. Nu așa că unii nu știu ce. Dar pe vremea foștilor comuniști, va să zic, era acolo o seriozitate. S-au construit toate alea pe care le-au vândut băieții democrați în parlament, cu bună știință, cu șpăgi, cu toate alea. Eu te apreciez că dai voie la oameni să-și spună cuvântul deschis, nu știu cum de nu te închid, tovarășe, adică nu pe tine să te închidă emisiunea. Sper că nu vor face măcar atât, e destul de deștept. Treci la concluzie. E că eu sunt de acord. Ideea era, întrebarea era că dacă merită sau dacă e bine. Dacă pot fi bogați și cinstiți din salariul de la stat. Sunt de acord cu această chestiune. Dar a fi bogat și cinstit implică a fi responsabil, în primul rând, că ești la conducerea unei țări și ești numit, ești numit democratic de lume, de popor. Și atunci ar trebui să te uiți în oglindă și să spui, da, trebuie să fiu cinstit, trebuie să fiu
corect, trebuie să iubesc această țară, trebuie să nu fiu fals, trebuie să nu fiu pervers, trebuie să nu... Păi noi trăim acum, nu vedeți? Ei își dau imediat toate beneficiile. Păi da, stai mă puțin, ăla în Danemarca vede media salariului de acolo, dar în România vezi tu aici cum trăiesc oamenii și nu-ți da tu 3.000 de euro, 7.000 de euro, pensii speciale. Ce înseamnă pensii speciale? Bătaie de joc. Adică eu am muncit, am 68 de ani și am muncit și sunt pensionar și am condus oameni și am două facultăți și muncesc și acum ca să pot să supraviețuiesc corect. Și ce facem? Ei își dau legile în secunda 2 și de pensionari vorbesc de 2 ani că mai crește 5%, ce să crească la pensii? 5% pentru 1000 de lei, 50 de lei și pentru 10.000 de lei. Hai să spunem pe șleau, îți mulțumesc, Ilie. Hai să spunem pe șleau. Când mărești salarii la 400 și ceva de oameni, nu se simte cu adevărat la bugetul țării. Dacă vreți să măriți pensiile, se simte însă foarte tare că vorbim de miliarde de euro, că e vorba de mulți pensionari. Și atenție, aș vrea să marchez doar un pic o minciună pe care v-a servit-o PSD-ul, că se duce să renegocieze cu Uniunea Europeană PNRR-ul care nu-i dă voie să mărească pensiile. Prieteni, în PNRR este trecut un plafon, dacă nu mă înșel, de 9,4 sau 9,7% din PIB. Acum pensiile sunt pe undeva pe la 8,4. Deci e destul plafon de mărire a pensiilor. Partea proastă este că nu sunt bani. Deci nu e nimic de renegociat momentan acolo. Sigur că peste ani poate e prea puțin 9,7. Dar acum măriți voi cu procentul ăla, că se poate. Că am văzut un calcul făcut de Cristian Ghinea care zicea că puteți dați vreo 700 de lei la pensie, așa. Dacă ați face chestiunea asta, dar de ce nu o faceți oare? Uite că aici s-au găsit bani. Sergiu, salutare, ai venit la România în direct. Bună, bună. Te salut, emisiune foarte bună. După părerea mea, cel mai bun răspuns l-a dat domnul cu mesajul audio. Normal, salariile lor ar trebui raportate la salariul minim pe economie, clar. Nu știu cum v-a făcut o formulă. Dar eu ce vreau să întreb, cea mai bună o întrebare, foarte, foarte, la care m-am gândit deja de vreo oră. A zis domnul că, nu știu, de fapt ai spus tu, el a spus 15.000. Ai spus că un parlamentar în Franța are undeva la 7.000 de euro. Și unul din România undeva la 2.000. Întrebarea este, de ce se face că ăsta din România are mai mare avere decât ăla cu 7.000? E relativ. Nu știu dacă are mai mare. Nu știu la cine. Eu cred că da. Așa. Eu cred că da. Aici este. Da. Bine, nu la toată lumea. E ca categoria mituri. E o țară parlamentar care n-au... Uite, dar averile le putem controla, că avem mecanismul ăla. Noi uităm declarația de... Bine, acum care sunt pe cumetri, pe... Dom'le, sunt și ticăloși, sunt și hoți. Dar să nu-ți închipui că în Franța nu sunt ticăloși sau hoți în rândul parlamentarilor. Că parcă domnul Sarkozy e pe la pușcărie, nu? Sau acasă, nu mai știu, e condamnat, nu? Au și ei miniștrii lor. Adică corupție și aici și acolo. Important e ce mijloace, ce-i punem noi în față. Și uite, eu vreau să zic așa, că de când salariile la statul român sunt ceva mai mari și oamenii ăștia ajung în niște funcții mai mari, Parcă nu mai vezi toată șmecherea aia, parcă s-a mai curățat un pic mediul, așa. Da, așa este, dar nu știu, mulți au avere, au mașini, au case, au, din ce? Păi, din ce? Aici e problema, adică ăla din 7.000 de euro nu are atâtea câte are ăsta din 2.000. Da, pot să zic, dar e cam ochiometric, așa ce zici tu aici. Da, sigur, așa este, nu toată lumea. Da, clar, dar da. Mulți așa au. Și aici este problema, că opinia publică îl vede pe ăla. Nu zice nimeni, vai, uite ăla, ce bun parlamentar, uite, stă într-un apartament. Nu-l bagă nimeni seamă. Îl bagă seamă pe ăla, uite ăla e parlamentar, uite cât are, uite ce face. Și de aici e problema, că opinia asta publică la ei nu e în favoarea lor, pentru că... Domnul Guran... Și prost momentul ăsta. Adică da. Tu ești în criză. Și tu mărești salarii. Hai dacă era să zicem, uite, am reușit să scoatem gazele din Marea Neagră, de mâine ești la jumate prețul la gaz. Pac, ne dăm o mărire de salari. N-ar zice nimeni nimic. Când domnul Sau, Guran... Sau uite, mărim alocațiile cu atâta, cu atâta, ne mărim și nouă. N-ar zice nimeni nimic. S-a mărit la bugetar cu 150 de lei, să știi. Când domnul Guran a zis că să fie bogați și cinstiți, nu din salariu, domnul Guran, nu merge din salariu. Trebuie să veniți bogați și cinstiți în Parlament. Asta e ideea. Adică oamenii așa vă așteaptă. Noi veniți cu o avere mare în Parlamentul României și faceți serviciu public câștigând decent. Ce zice Adrian?
Auzi? Bună, Cătălin. Te ascult. Pentru prima dată la tine, face plăcere să intru. Eu zic că este o decizie sfidătoare la adresa societății noastre, dar ne-am cam obișnuit în ultimul timp cu asemenea decizii din partea lor. Sunt de acord că trebuie să aibă un salariu decent, pentru că trebuie totuși să emane legi, să ne apere interesele ca și societate, dar exact cum era și doamna Elena, nu cred că este cineva dintre ei să-și fi notat acest caz și să încerce să rezolve punctual această problemă. Și ca doamna Elena, cred că sunt mii și zeci de mii de situații de genul ăsta. Cumva, părerea mea este că nu le pasă neapărat de noi, ca și concetățenia lor. Nu le-a păsat de reacția noastră, că eu cred că le mai pasă pe anumite aspecte. Dar da, le pasă din 4 în 4 ani și cred că asta este și modalitatea prin care eu am să-i sancționez. Adică o să mă duc la vot și o să votez, sper să am cu cine să votez, cu toate că am fost un pic dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat cu anumită formațiune politică și parcursul ei de la ultimele alegeri până acum. Zi de USR, dar, așa, că toată lumea e dezamăgită. Zi de USR, că toată lumea e dezamăgită de USR. Da, zic da, că poate USR, să mai trezesc. USR. Zi că poate iar să mai trezesc. Iar legat de cealaltă, într-adevăr, nu poți să-i amesteci să ne faci cu apă și cu pământ pe toți parlamentarii. Dar știu cazuri, parlamentar ajuns din un fost promar din Sătuc din Transilvania, în care i-au tăiat pădurea ca să ajungă parlamentar, și nu dau nume și așa mai prenume. Sunt situații de acest gen, au trecut din negru pe alb, există fundații prin care se spală anumiți bani și chiar ieri am aflat, de exemplu, că sunt clanuri care au intrat în consilii de administrație și așa mai departe și fac afaceri. Și avem sectoare în București. Avem sectoare în București deținute de clanuri. Stai un pic, administrații locale întregi deținute de clanuri. Zic că, apropo, că și la ăștia sunt mare salariile. Azi dimineață și-a rămas surprins de chestia asta. Am zis, totuși, nu este posibil. Dar ba, asta este România, trăim în ea, ne ocupă tot timpul, îmi face plăcere. Dar eu simt, ca și cetățean al României, cu trei copii, din care doi de 2 ani și unul de o fată de 9 ani, că nu sunt sprijinit. Și ca să le desăvârșesc educația, sunt ajutat de familie pentru a face acest lucru, nu sunt sprijinit pe cât ar trebui să fiu sprijinit aici în comparație cu adulatul premier din Ungaria, care într-adevăr sprijină familia și da. Am auzit foarte multe chestii pozitive de la etnici maghiari. Dar și eu am auzit foarte multe negative. Voastră. Dar programul lor de natalitate, să știi că e un program pozitiv. Mulțumesc tare mult, îți doresc spor la treabă. Vă doresc și vouă spor la treabă. Pentru oamenii care muncesc în România, noi și nu suntem la stat să ne poată mări alții salariile sau să ne mărim noi salariile, ne rămânem să muncim mai mult, așa ne creștem nivelul de trai. Ce a făcut ieri Parlamentul României a fost o jignire pentru majoritatea cetățenilor acestei țări, pentru că este absolut sufocant să vezi cum crește inegalitatea aici. Cu ani în urmă, președintele Băsescu, într-un moment dificil, a venit și a tăiat otova și, cred că, nedrept în foarte multe situații, salariile bugetarilor. Dar când un moment dificil vine, liderii unei țări sunt cei care dau nota, care dau tonul, cei care duc înainte. A spune astăzi, când cu toții suferim, că trebuie să fim bogați și cinstiți, e foarte greu. Întâi trebuie să spunem că azi suferim împreună, iar bogat și cinstit din salariu de la stat, ei bine, asta nu se poate. Se poate cinstit și decent. Asta trebuie să învețe și senatorul Guran și stimata clasă politică din România. Să punem punct aici. Sunt Cătălin Striblea, asta e România în direct. Spor la treabă! Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.